Liderii PDL, UDMR, UNPR și cei ai minorităților au semnat astăzi un document care stabilește angajamentele pe care și le iau pentru a rămâne la putere și după alegeri. Momentul a fost folosit de către premierul Boc să facă din nou predicții legate de ieșirea din recesiune. Andreea Țopan a fost de față. Andreea, bună seara! De ce este Emil Boc atât de optimist? Bună seara! Datele statistice l-au făcut pe premierul Emil Boc să spună astăzi din nou că economia s-a stabilizat și că va urma o perioadă de creștere. Au fost trecute toate țintele în protocolul coaliției semnat astăzi, o creștere economică de 1,5-2% pentru sfârșitul anului 2011 și de 4,5% pentru sfârșitul anului 2011. Și creșterea pensiilor cu rata inflației în 2012 este menționată în acest protocol. Oricum, practic, documentul conține toate pretențiile formațiunilor din coaliție de a rămâne la guvernare în actuala formulă, de la adoptarea codului muncii, la revizuirea Constituției, până la taxarea marilor averi. Andreea, îți mulțumesc!